Azi a treia zi și în momentul de față au fost activat 70 de voluntari din 250. Lucrăm 7 zile din 7, de la 8 dimineața la 10 seara. Turele sunt de ture de 3 ore și în funcție de disponibilitatea fiecăruia încep de la 8 la 11, de la 11 la 14. Ultima tură este doar de 2 ore, de la 20 la 22. Noi la turul ăsta ne-am gândit din luna iulie, la sfârșitul lunii iulie, când am văzut că la DSB nu se răspunde la telefon. Am făcut o solicitare către autorități că ne putem oferi voluntar și în sfârșit, după 3 luni de zile, am început. Bună seara, ați sunat la DSP București. Unii au întrebări legate de, ok, mi-a venit testul pozitiv, ce fac? Sau, cum să fac să îmi obțin concediu medical? Sau, plec în țara X, trebuie să mă carantinez când mă întorc, mă duc și mă întorc. Au nevoie de informații din multe puncte de vedere. E drăguț că ne mai sună din când în când și medici de familie, care sunt foarte grijulii cu pacienților. Cum să fac cu asta? Pot să nu știu ce? Am nevoie de cum fac fișa de monitorizare? Îi dau fișa de monitorizare la sfârșitul 14 zile. Responsabilitatea mea este să coordonez ce fac colegii noștri, mă rog, să contribui la instruirea lor, m-am ocupat de instruirea colegilor voluntari, să le mai răspund la întrebări dacă nu avem un coleg de la DSP prin preajmă. Și motivul pentru care noi am mobilizat în total pe diverse schimburi, săptămâna aceasta o să avem cam 80 de voluntari în call center, fiecare are jobul lui, deci vine când poate, la diverse ore. Motivul pentru care ne-am mobilizat este pentru că mi se pare normal să dăm o mână de ajutor în momentul în care cifrele cu care ne confruntăm în acest val de pandemie depășesc capacitatea noastră organizatorică în acest moment. Astăzi, la sfârșitul zilei, o să depășim 1500 de forms, de formulare. Fiecare apel este încadrat într-un tip de chestiune și ca atare are un formular special. Datele sunt colectate în spate pe filtre, decizii de izolare și carantină, cereri de testare la domiciliu și așa mai departe și merg în spate către echipele dedicate în DSP. De ce vă rupeți din timpul dumneavoastră ca să veniți aici și să fiți voluntari, să ajutați? Cred că cel mai simplu și mai scurt răspuns că sună telefonul unul de alta e pentru că pot. Adică e pentru că pot să fac chestia asta și dacă pot să ajung, de ce să nu ajung?